Dragii mei, vă salut în numele Domnului nostru Iisus Hristos și mă bucur să fiu acasă. Chiar dacă sunt mai des, nicăieri nu este ca și acasă. Spunea cineva, fiind întrebat unde este centrul pământului, și spunea el că centrul pământului pentru el este acasă. Înțelegeți dumneavoastră, oriunde mergem, plecăm de acasă și cam venim acasă. Dar eu cu fratele Simi, de data aceasta, da, am fost și pe la București împreună, Dumnezeu să-L binecuvinteze, și totuși am ajuns și eu aici acasă și dacă Domnul ne ajută, luni dimineață o să plecăm înspre altă casă sau înspre alte tărâmuri și Domnul să fie cu noi cu toți. Câteva gânduri scurte pentru noi. Am un verset pe inimă pentru dumneavoastră și vreau să îl citesc. Și pe urmă revenim la psalm și foarte puțin o să amintim din psalm și apoi să mergem la rugăciune, că suntem la timp de rugăciune și nu avem voie să uităm misiunea, timpul și locul, care este scopul pentru care suntem aici. Mai întâi ne rugăm și apoi Domnul să deschidă o ușă de cuvânt și să zicem și noi, ca și cei care l-ascultau pe Apostolul Petru, că suntem toți aici, înaintea Lui, ca înaintea Lui Dumnezeu, și Dumnezeu să dea cuvânt. Amin. Un verset din Iov, din capitolul 22, versetul 21, vorbește în felul următor. Suntem într-un cadru de evangelizare și m-am gândit să împletim evangelizarea cu rugăciunea. Și aici vorbește cuvântul Domnului și spune așa: împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pacea. Pe urmă, cuvântul Domnului spune mai departe: te vei bucura astfel iarăși de fericire. Apoi o să venim la psalmul 127, dar în versetul acesta din Iov, Iov vine și ne îndeamnă. Ce avem de făcut noi, cei care ne numim creștini, dar dacă ne-am pierdut cumva pacea, indiferent de ce culoare am fi noi creștini? Sau, nu știu dacă există aici cineva care nu are vreo anumită culoare de creștin, fie el ortodox sau de alt fel, sau chiar penticostal, așa mai departe. Dar dacă nu ar fi creștin, dacă nu ar ști prea multe decât să fie auzit de Dumnezeu, atunci când auzim unul de altul, nu neapărat suntem prieteni. Înțelegeți dumneavoastră? Eu cunosc oameni cu care, mă rog, am unele tangențe, am chiar discuții, am chiar întâlniri cu ei, dar nu pot să-i numesc prieteni. A fi prieten este o scară sau o etapă mai superioară. Și Dumnezeu să ne lumineze în seara aceasta. Și primul lucru care ar trebui să-l facem noi, credincioșii lui Dumnezeu, să fim prieteni cu Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune: nu vă mai numesc, ci vă numesc cum? Prieteni. Ca să fii prieten înseamnă să cunoști persoana respectivă, să te accepte, să te înțeleagă, să-L înțelegi, să ai aceleași scopuri, principii. Și spunea cineva, un specialist, zicea că dacă și la căsătorie, ca și la prietenie, ca să poți să mergi mult împreună, trebuie să ai cam aceeași viziune, să ai, știu eu, același hobby, adică aceleași obiceiuri. Dacă avem obiceiul să venim în prezența lui Dumnezeu, dacă avem obiceiul să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, putem deveni prietenii lui Dumnezeu dacă ascultăm și facem, că așa spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, dacă faceți ce v-am poruncit, ce v-am spus, da, atunci. Altfel, putem noi să fim credincioși, dar nu prieteni cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim prieteni cu El. Dacă vom fi prieteni cu Dumnezeu, nu numai credincioși lui Dumnezeu, a fi prieten înseamnă mult mai mult și nu dezvoltăm lucrul acesta, găsim două lucruri în același verset care putem să le recâștigăm sau să le câștigăm, cum vreți dumneavoastră. Să ai pace,
Da? Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Știți că oamenii care n-au pace au ceva cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu? Între noi și Dumnezeu s-ar putea să fie ceva ăla, gardul ăla, zidul ăla care ar trebui să-l dărâmăm ca să avem pace. Și să ai pace în inima ta, în profundul tău. Poate ai o rană veche. Nu poți să treci peste ceva cum a fost când ai fost copil, s-au comportat părinții sau la biserică sau altcineva cu tine și ai tu ceva ăla în tine ca să ai pace acolo înăuntru tău. Împrietenește-te cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, fă ce a făcut Hristos, că prietenii în general se aseamănă. Au aceleași principii, aceleași valori, aceleași reguli după care merg. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Și ce vom mai câștiga? Zici, noi credincioșii, da? Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Ești prieten cu Dumnezeu? Poți să fii fericit oriunde. Poți să fii fericit când ai sau când nu ai. Dar dacă nu ești prieten cu Dumnezeu, s-ar putea să ai o fericire numai de fațadă, știi? Ți-ai masca fericirii când te duci pe drum. Spunea cineva ca în Occident, zâmbește, da? Pe o cană scria Iisus te iubește, dar oare ajunge să te iubească El și tu să nu-L iubești? Tu să te ferești de El, să zici, Doamne, nu te mai uita azi la mine, că eu sunt creștin, credinciosul Tău, dar vreau altfel. Ce bine ar fi să trăim realitatea cu Dumnezeu, să fim fericiți. Amin? Da, Psalmul 27 s-a citit și vreau să rămânem la Psalmul 27, câteva gânduri scurte. Primul verset, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Când vorbim că Domnul este lumina mea, chiar ne luminează Hristos pe noi? Chiar stăm noi în lumina Domnului Iisus Hristos? Chiar ne convine că la un moment dat zicea, da, în Evanghelia după Ioan, că oamenii fac faptele celelalte pentru că nu le place, nici nu vin la lumină, ca să nu li se vădească ce? Faptele lor. Când Domnul este lumina, auziți? Lumina ne luminează, ne aduce dintr-o dată distinția lucrurilor, înțelegem lucrurile, pricepem, vedem și pe dușman, dar vedem și pe prieten și îl vedem pe Dumnezeu ce mare e, glorificat să fie numele Lui. Apoi spune, nu numai lumina, și mântuirea mea. Când rămâi în lumină, rămâi în viziunea lui Dumnezeu, rămâi în planul lui Dumnezeu, când îți place lumina, vei deveni ca lumină. Că a zis Domnul Iisus Hristos despre El, spunea, eu sunt lumina lumii. Și despre ucenici a zis, voi sunteți. Domnul să ne ajute să fim. Și mântuirea mea. Știți ce înseamnă mântuire? Scăparea mea, salvarea mea. Și când știi lucrurile acestea, suntem îndreptățiți să mai zicem ceva. Pentru că psalmistul a spus așa, Domnul este lumina și mântuirea mea. Și el punea întrebarea, de cine să mă tem? Păi dacă Dumnezeu te scapă, de cine să te temi? Mi-aduc aminte când eram copii, că la noi era așa, ca și în zona la fratele Simi, Maramureș, Sădmar, ăștia au fost oameni așa mai agitați puțin, mai rapid un pic. Și nu era nuntă fără, știți dumneavoastră, dar când merge un copil mic și tata îl ține pe tata de mână, să vezi că e curajos, nu se teme nici de gâște, nici de rațe, nici de cățeluși, de nimic, pentru că el e cu tata, înțelegeți? Acum, vreau numai să vă aduc așa, v-am adus metafora aceasta, ca să pricepem când suntem cu Dumnezeu ca Tată, cu Iisus Hristos ca lumina noastră, inimii noastre, atunci de cine să ne temem când noi facem voia Lui? Noi nu le luptăm cu armele astea la alte, ci cu armele luminii, glorificat să fie Domnul. Și apoi spune mai departe psalmistru, Domnul este sprijinitorul meu, auziți? Eu mă bazez pe Domnul, cu alte cuvinte. Când ne bazăm pe Domnul, fraților, putem zice, exact ca și psalmistrul, de cine să-mi fie frică?
Păi dacă te pazezi pe Domnul care-i lumina, care-i mântuirea, care-i sprijinitorul, de cine să ne fie frică? Diavolul și toată oștirea lui a fost învinsă în Golgota, glorificat să fie Domnul. Și dacă știi și rămâi în lumina aceasta, nu o să-ți fie frică să treci prin lumea aceasta și prin orice ungher. Că Iisus Hristos este lumină. Mărit să fie numele Lui. Și atunci să mai ne ducem puțin și pe urmă doar tragem concluziile pentru care ne rugăm. Da? Spune versetul 8, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Dumnezeu să ne ajute. Numai îți întorci privirile spre El și te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și când citim formula de binecuvântare din Numeri, din capitolul 6, de la 23 în jos, la un moment dat spune acolo, înalță-ți fața. Și când Dumnezeu își înalță fața peste noi, și când Dumnezeu se îndură de noi, este extraordinar, măriți să fie numele Lui în veci. Și ultimul verset, pentru că este așa de frumos, și ăsta aș vrea să rămână un motto pentru inima dumitale. Dacă cumva îmi cap în seara aceasta, măcar motto-ul ăsta vreau să mai rămână în inima dumitale. Nădăjduiește în Domnul dacă cumva ești într-o deznădejde, dacă încă nu a ajuns Hristos lumina. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Și acum vă invit să stăm ridicați pe picioare. Aș vrea la rugăciunea aceasta să ne rugăm în felul următor. Doamne, vreau să fii prietenul meu. Aleluia. Doamne, știu că dacă mă împrietenesc cu Tine, vreau și eu, Doamne, să fiu prietenul Tău. Pentru că am nevoie de pace, de bucuria aceea a fericirii. Să ne rugăm să zicem, Doamne, până la final, m-am luptat să fiu credincios până azi, dar vreau până la final să rămâi lumina mea. Doamne, vreau până la final să fii mântuirea mea. Doamne, vreau până la final sprijinitorul meu. Și, Doamne, inima îmi zice din partea Ta, caută fața. Să căutăm fața Domnului. Zicem, Doamne, Te căutăm și Te rugăm frumos să Te lași descoperit. Amin? Și apoi, spune-i lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, dacă sunt bolnav sau sănătos, vreau ultimul verset, Doamne, să-l aplic în viața mea. Vreau să nădăjduiesc în Tine, ajută! Câteodată avem nevoie de ajutor. Când trecem prin multe probleme, când ni se umezesc ochii și când inima ne plânge în noi. Nu uitați acest verset, nădăjduiește în Domnul. Spunea omului Dumnezeu Iov, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Îmi va fi binevoitor. Țineți minte cei care nădăjduiți în Dumnezeu, în Domnul. El este mântuirea noastră. Lumina Lui o să o vedem și să trăim în ea, Doamne ajută-ne! El este sprijinitorul nostru, El l-a biruit pe diavolul, El ne vine în ajutor, nădăjduiește în Domnul, fii tare când mai treci prin probleme, Daniel în groapa cu leii, sau dacă ți se pare că e cuptorul foarte încins, ține minte că El te poate scăpa și dacă nu te scapă, nu-i problemă, problema este a ta să nădăjduiești în El, că la potrivită, la momentul potrivit, la secundă, vine în ajutorul nostru, mărească-i să numele Lui în vecii vecilor. Îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și nu uita că Tu ești creatura Lui, frământătura mâinilor Lui și mai mult, pentru Tine a plătit un preț în Golgota care nu-L poate uita Dumnezeul care Te-a iubit.
nădăjduiește în El că nimeni nu te-a iubit mai mult decât Dumnezeu. Intrăm în rugăciune.